tremuram când am luat-o prima oară în mână. Dacă aș fi remunerat pentru fluturi în repaus, acești bani ar merge pentru următorul volum de versuri, unde va fi un pic mai puțină dragoste. Cred că întotdeauna mi-am dorit să devin profesoară. Vreau să devin tipul acela de profesoară la care elevii vin cu drag la lecție. Vreau aici să mă dezvolt, vreau aici să cresc, pentru că și Moldova are nevoie de oameni, cum au nevoie și alte țări. Totuși, este ușor sau greu în Republica Moldova să lansezi o carte? Tânăra poetă Cristina Cracea din satul Minceniei de Jos este invitata noastră de astăzi la Dialoguri de Acasă. Anul acesta Cristina și-a făcut debutul literar cu prima plachetă de versuri, Fluturi în repaus. Pe lângă aceasta, Cristina combină poezia cu pedagogia, cum le reușește pe ambele, vom discuta pe parcursul acestei ore. Cristina, bine ai venit la Rezina, în platoul nostru. Bună ziua, Andrei! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Cum ai început să scrii versuri? De unde vine această pasiune? De când? Eu am scris versuri și prin clasele primare. Mi-aduc aminte că în clasa a patra am avut un caiet aproape pe la jumătate cu versuri. Încetişor acest caiet s-a umplut, dar din nefericire puține poezii din acelea s-au păstrat până acum. Îți mai amintești prima poezie, primele versuri? Nu, cu siguranță nu mai țin minte, pentru că am început a scrie tare de mult, și dar știu că abordam mai diferite teme, cum ar fi dragostea, singurătatea, liniștea, abordam și tema despre mamă și tema despre patrie, adică era așa mai divers. Profesorii tăi și colegii tăi din sat știau că tu scrii versuri? Da, toți în principiu știau că scriu. Am participat și în Rezina la câteva concursuri împreună cu biblioteca din sat, doamna bibliotecar, împreună cu ea veneam aici la diferite concursuri. Domnul Vlad Afanasiev de la noi din sat m-a observat când aveam vreo 16 ani. Dumnealui a fost prima persoană străină, să zic așa, în afara cercului meu din familie, care mi-a citit versurile. Și datorită dumnealui, pot să zic că am ieșit așa cumva în lume cu versurile mele, pentru că atunci am început, undeva în decurs de 2 ani, ele au fost publicate în ziarul regional Cuvântul. Și așa ele deja au început să fie cunoscute și de restul satului, pentru că așa ei nu prea cunoșteau că scriu. Cine te susținea cel mai mult pe partea asta de creație? Ambii părinți se mândreau cu mine pentru asta. Desigur, mai mult mama. Ea întotdeauna aveam un caiet, când caietul ăla era plin cu versuri, mama umbla peste el, cu el peste tot. Și la grădiniță, ea lucra în calitate de educatoare la grădinița din sat. Și ea întotdeauna colegilor ei le citea versurile mele noi. Și îți spun că tot ea mai mult forțat, pentru că eu eram foarte închisă în sine și nesigură pe mine și nu prea aveam încredere în ceea ce scriu. Și nu vreau ca lumea să știe ceea ce e. În schimb, mama credea în mine. Și ea a fost cea care a insistat și să mă adresez domnului Afanasiev și să le public în acest ziar. Cum erai în școală? Cum am mai spus numai ce, eram foarte închisă, nu? Foarte închisă. Tocmai de asta și vreau să ne dai detalii. Da, nu prea aveam mulți prieteni. În cel mai mare parte a timpului liber eu citeam. Eram foarte rușinoasă, adică am început să mă dezgheț așa pe parcurs încetişor, dar atunci eram așa un fel de șoricel de bibliotecă. Da, și la școală nu prea aveam prieteni, dar și tatăl meu a fost foarte sever, în principiu cu mine, ca fiind fratele meu avea mai multă libertate decât mine. Eu nu prea puteam să ies unde vreau, cum vreau, de aceea probabil poate nici n-am avut așa mulți prieteni. Și citeam. Ce citeai? Am citit atunci mai multe cărți. În principiu am început să-l îndrăgesc pe Alexandru Dumas.
cu cei trei muschetare lui și alte câteva volume care țin tot de această poveste, să zic așa. Am mai citit și de Charles Dickens câte ceva. În general, atunci mi-aduc aminte că au adus la noi la biblioteca din sat o colecție așa destul de mare de cărți din Adevărul, ceva din colecția asta Adevărul. Și atât dintre aceste cărți îmi selectam câteva și le citeam. Îmi plăcea să citesc și mitologie. Mi-aduc aminte că erau un set de cărți, ele acum n-am prea observat să se mai vândă, un set de 10 cărți în care erau abordate, adică fiecare carte avea câte o temă a ei, ca de exemplu Iliada sau Odiseea sau și atât, anume cărțile acestea îmi plăcea foarte mult să le citesc. În școală ai avut ocazia să apari în fața elevilor, colegilor cu poezii? Foarte puțin. Foarte puțin, de ce? De foarte puține ori, pentru că eu am mai zis, îmi era rușine cumva să vorbesc despre ceea ce scriu. Eu chiar și până nu de mult simțeam același lucru și chiar dacă mai postam câte ceva, fie pe Facebook, fie pe Instagram, știi, verificam, uite cine s-a uitat, îmi făceam griji ceva să nu iasă cum trebuie. Îmi aduc aminte că am citit ceva la un careu odată la școală și la o lecție de limbă română cu un profesor din Horodiște și am scris o poezie despre limba română și am citit-o în fața clasei și atunci am primit nota 10 pentru asta și eram atât de mândră, dar așa, în linii generale, nu prea mă manifestam din punctul ăsta de vedere. Dar cât de des scriai? Atunci scriam destul de des. Am avut o întrerupere de 3 ani cât am făcut liceul, pentru că pentru mine a fost grea perioada asta de adaptare la liceu, pentru că îți dai seama, copilul a închis, care nu avea prieteni, a ieșit în lume, știi? Și pentru mine a fost foarte complicat. Am început însă, am reînceput de fapt să scriu când am venit la universitate, pentru că profesorii noștri de acolo încercau să ne arate valoarea literaturii, valoarea cărților și atât, din acest motiv am început iarăși să scriu versuri. Tu ai anticipat cumva întrebarea mea, că voiam să te întreb cum a fost plecarea din sat atunci când ai venit la Rezina la liceu. Deja tu mi-ai oferit răspunsuri, dar totuși în 3 ani de liceu ai făcut liceul la Olimp, la Rezina. Tu n-ai scris deloc? Dacă am scris, uite, chiar nu mi-aduc aminte ceva, dar chiar dacă am scris, am scris foarte puțin. Țin minte că am avut o tentativă de a citi Dragostea durează 3 ani, nu mi-aduc aminte autorul, dar în urma câtorva pagini citite n-am mai continuat pentru că nu mi-a plăcut. Cu siguranță poate că am citit ceva ce se studia în liceu, dar nu așa încât să-mi lase în sufletul meu așa o umbră, că uite, eu în perioada asta am scris, am citit și am fost activ din punctul ăsta de vedere. După absolvirea liceului Olimp din orașul Rezina, tu ai continuat studiile la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Da. Eu de prin a 11-a știam deja unde vreau să merg. Cred că întotdeauna mi-am dorit să devin profesoară. Vreau să devin tipul acela de profesoară la care elevii vin cu drag la lecție și visam foarte mult la lucrul acesta. Îți spun că încă de prin a 11-a știam exact la ce universitate, la ce facultate și, sinceră să fiu, sunt cumva norocoasă că am ales această universitate pentru că prin intermediul acesteia am cunoscut niște oameni extraordinari pe care astăzi îi numesc prieteni. Pe lângă asta, am avut onoarea să cunosc profesori cu nume mare, care m-au motivat foarte mult. Ți-am mai spus că tot ei au fost cei care m-au motivat cumva să reîncep să scriu sau și să citesc, pentru că
în liceu tot nu prea am citit. Și da, nu regret că am făcut această alegere. De unde dragostea pentru elevi, pentru copii? Un motiv ar fi faptul că mama mea a lucrat educatoare și din familia tatei, verișorul lui era profesor. El mi-a fost profesor de matematică în clasa a patra și așa, de fapt, mi-am adus aminte. Eu încercam, uite, după ce am publicat cartea, încercam să-mi aduc aminte, măi, dar când s-a început, de când scriu? Și mă gândeam că eu, prin clasa a șaptea, a opta, perioada asta am citit foarte mult. Și mă gândeam că, uite, cred că de atunci s-a pornit. Dar mi-am adus aminte de un moment în care, cu caietul acela de matematică, era un caiet în pătrățele în care notam eu versurile. Și într-un moment mi s-a terminat caietul de matematică la lecțiile verișorului tatălui meu. Și mama mi-a zis să continui să scriu exercițiile în acel caiet cu poezii, pentru că exact în acel moment la magazin la noi în sat nu erau caiete de matematică și îți dai seama că e mai dificil din sat să vii, adică trebuia să aștept un moment în care mama urma să vină în oraș. Și exact în acea perioadă domnul profesor de matematică a luat caietele, l-a verificat. Și fiind verișorul tatei, clar că îi spunea lui ce și cum învăț, ce și cum fac la școală. Și îl sună pe tata și cum, măi, Andrean, la ce trimiți fata și la școală? Scrii poezii în caietul de matematică? Da, și atunci mi-aduc aminte că tata așa a rămas deranjat în urma acestui fapt, pentru că el era foarte sever, mai ales în ce privește școala. Dar, într-un final, el a înțeles, pentru că el aprecia faptul că eu scriu și se mândrea și el cu acest fapt. În anii de universitate ai continuat să scrii și să înțeleg că ultimele poezii au apărut în această plachetă de versuri. Da, am câteva păstrate și din anii în care abia prindeam aripi în ce privește a scrie. Dar marea majoritate, într-adevăr, sunt scrise în perioada universității. Deci anul acesta, 2023, pentru tine a fost unul cu un început deosebit, pentru că s-au întâmplat două evenimente, sau poate trei, două cu siguranță. Unul, că toți ai lansat prima ta carte, și al doilea eveniment, că ești deja angajată în calitate de învățătoare sau profesoară la un liceu din Chișinău. Să le luăm pe rând. Mai întâi a venit evenimentul ăsta de lansare a acestei plachete de versuri, fluturi în repaus. Deci cumva, la propriu sau la figurat, a venit cu fluturii la noi și cred că îi porți peste tot cu tine. Prima întrebare, de ce fluturi și de ce în repaus? Pentru mine fluturii sunt un simbol al dragostei, al iubirii. Și în repaus, pentru că era un moment în care dragostea mea mi s-a pus pe stop. Și m-am gândit că în mare parte poeziile din această carte sunt de dragoste, sunt despre o dragoste neîmpărtășită și iată, anume din acest motiv am ales ca titlul pe care eu l-am considerat cel mai potrivit, anume Fluturi în repaus. Ai avut și alte variante de titluri? Dacă sincer nu mi-aduc aminte, cu toate că chiar dacă am avut, ăsta a fost de bază. Și cu asta și am rămas. Să vorbim mai mult despre această carte. Mai târziu te întreb și ce emoții ai avut atunci când ai ținut-o în mână. Dar până la etapa în care deja ai avut-o, tu ai trecut printr-o perioadă în care ai muncit asupra textelor, ai avut nevoie de oameni, în primul rând, care să te ajute la redactare, de o echipă care să fie pe lângă tine, asta da, cu siguranță. Cine te-a ajutat? Cea mai mare susținere am avut-o din partea prietenilor, pentru că făcând, în mare parte am spus că prietenele mele le-am cunoscut la universitate. Ele tot citesc foarte mult și ele au fost cele care m-au încurajat spre publicarea acestei cărți. Ele au fost primele care au citit această carte cap-coadă.
Și eu, la urma urmei, m-am străduit foarte mult să fie totul corect, scris așa cum se cuvine, cu toate că nu am apelat la un redactor pentru că știam că un redactor de la editură urma să lucreze cu această carte, dar, mă rog, am depistat câteva greșeli, așa, gramaticale, știi, după publicare, dar cred că nu-i ceva așa grav. Ce conține cartea? Ce fel de poezii? Ce teme? Doar dragoste? Nu. Cartea aceasta, în mare parte, da, în mare parte acestea sunt despre dragoste, dar mai abordează și teme patriotice, despre țară, sunt mai puține, dar sunt. Am și o poezie despre mama, pe care... Chiar dacă ai o poezie despre toamnă și aici, că sunt despre dragoste... Despre toamnă și despre iarnă, da. Despre mama, iată, anume poezia care este aici despre mama a fost scrisă tare de mult și am găsit-o într-o bucată de ziar, pentru că mama păstra acele ziare în care apăreau poeziile mele prin anii 2016-2017 și întâmplător am dat peste aceste bucăți de ziar în care erau salvate poeziile și m-am gândit că ar fi potrivit să adaug și o poezie despre mama în această carte. Totuși, este ușor sau greu în Republica Moldova să lansezi o carte? Să o lansezi nu e greu. E mult mai greu să fii apreciat pentru ceea ce faci și să obții o remunerare pentru asta. Pentru că, știi, sunt foarte mulți tineri care scriu de fapt, dar foarte puțini sunt apreciați, foarte puțini continuă să scrie și să se dezvolte pe acest plan. Financiar cine te-a ajutat? Pentru că presupune și niște cheltuieli. Da. Desigur că m-a ajutat mama, pentru că faptul de a publica nu a fost doar visul meu, dar a fost și visul mamei, pentru că am mai zis, ea a fost omul, ea a fost pilonul de care m-am susținut, de care m-am ținut în toată această perioadă și ea, practic, ea mi-a achitat această carte pentru ca să o public. Și acum vă să te întreb ce emoții ai trăit atunci când ai ținut cartea în mână. Au fost niște emoții de nedescris. Îți dai seama, o parte din sufletul meu este întipărit în această carte. Și sunt niște emoții pe care nu pot să le descrii în cuvinte. Tremuram când am luat-o prima oară în mână. Am fost apelată de Ion Bargan, domnul de la editura Bestseller, și mi-a spus că, uite, ea deja este gata și pot să vin să o iau și m-am dus chiar în aceeași zi. Dumnealui deja făcea câteva poze și când am luat-o în mână, nu-mi venea să cred pentru că ăsta a fost visul meu dintotdeauna. Și îmi era frică că am să o scap din mâini atunci când o țineam și n-aveam răbdare să trec ochii prin ea. Atunci mama mea lucrează psihotare, dar atunci era venit acasă și în aceeași zi am luat o carte și am venit în sat la noi, la Minceni, și am citit-o de câteva ori în rutier, pentru că eram tare curioasă, știi? Pentru că înainte o citeam așa, în format Word, dar ținând-o în mână, sunt cu totul alte emoții. Și emoțiile mamei care au fost? Mama a început a plânge. Clar că ea se mândrește foarte mult cu noi și ea, la fel ca mine, a așteptat momentul acesta foarte mult timp. După tine, primul om care a văzut cartea și a ținut-o în mână a fost mama. Primul care a văzut cartea este prima, de fapt, este prietena mea cea mai bună, care a mers cu mine atunci la librărie. Cartea este în vânzare? O putem găsi, cumpăra? Da, ea este în vânzare la librăriile Cărturești, la Bestseller, desigur, în fiecare librărie la ei această carte este în vânzare. Mai sunt și multe librării online unde pot fi procurate. Adică, da, ea se găsește în vânzare. Se cumpără cartea ta? Ești remunerată?
Încă n-am fost remunerată pentru vânzările care au avut loc, pentru că ar trebui să se vândă o anumită cantitate de cărți. Dar sper că în cel mai curând timp voi fi remunerată, pentru că vreau să mai public un volum unde va fi un pic mai puțină dragoste, dar la fel de multă emoție și în care, știi, în acest volum nou am depus la fel de mult suflet și uite, dacă aș fi remunerată pentru Fluturi în repaus, acești bani ar merge pentru următorul volum de versuri. Dar ai vreun număr? Aproximativ câte cărți s-au vândut? S-au vândut, de fapt, din numărul total de 300 de cărți au rămas 80. S-a vândut bine, dacă din 300. Da, au rămas. Chiar ieri am scris editorii pentru că eram curioasă. Și mi-au spus că au rămas 80. Dar de ce doar 300 de exemplare? Ele se fac în total 3.000, a câte 300 într-un tiraj. Acum se vând 300, ei mai fac încă 300 și tot așa până la 3.000. Și respectiv pentru fiecare tiraj vândut, eu sunt remunerată cu o anumită sumă de bani. Ai lansat cartea la Chișinău. Da. De ce la Chișinău și n-ai venit la tine în sat sau la Rezina? Aici nu mă prea ține nimic. Și în sat la fel, pentru că mama nu mai e acasă, fratele deja tot este plecat peste hotare și m-am gândit că ar fi mai bine la Chișinău, pentru că acolo îmi sunt toți prietenii, marea majoritate a rudelor, cei care nu sunt au venit. Și uite, sinceră să fiu, perioada asta, cartea mea a apărut în decurs de 3 luni, aproximativ 2 luni și jumate, 3, după ce am dat-o editurii, după ce am semnat contractul, de fapt, cu această editură. Au fost cele mai grele 3 luni din viața mea, probabil, pentru că am avut atâtea frământări, mi-a fost foarte complicat să am răbdare până a apărut această carte. Și îmi făceam griji că nu se va cumpăra, că nu se va citi, mă mai gândeam că la mine la lansare nu o să vină nimeni și știi, eu de fapt n-am spus practic la nimeni că uite eu sunt public, știau cei mai apropiați prietenii mei de la universitate, știau câțiva profesori de la lucru, eu atunci lucram în calitate de educatoare la liceul Orizont în Chișinău și la fel n-am spus practic la nimeni nimic. Mă gândeam că această lansare am să o fac așa în liniște, nu o să știe nimeni, zic așa, pentru mine și pentru cei dragi. Și mare mi-a fost mirarea când mi-am dat seama că la mine la lansare urmează să vină, sau de fapt au venit nașii mamei cu care nu s-au văzut de mulți ani, a venit nana mea, cu care iarăși nu m-am văzut de foarte mulți ani și ea a venit la mine la lansare pentru ca să mă susțină. Au venit verișori, au venit și de la Cantimir, frații mamei, și adică au fost foarte mulți. Adică a fost un eveniment care îmi va rămâne întotdeauna în suflet, pentru că, știi, aveam cu totul alte așteptări. După lansare, atât universitatea, cât și liceul unde lucram au distribuit postarea, pentru că au pe site-ul universității au pus că studenta lor a publicat o carte de versuri și într-un moment s-a împrăștiat tot Facebook-ul prin toate grupurile de profesori, mă rog, faptul că uite Cracio Cristina de la Universitatea Pedagogică de State Ungureang a publicat un volum de versuri. Și lucrul ăsta n-a putut să stea ascuns, respectiv și cei de la lucru au aflat de acest lucru și de la universitate mai mulți au aflat. Și știi, au aflat și părinții mei de la lucru, da? Și aveam niște relații foarte, foarte bune cu ei. Și mă sună într-o zi o mămică și îmi zice: de ce nu le-am spus că urmează să public? Uite, veneau și ei la mine cu un buchet de flori și asta.
Și ea și dumneavoastră știa unde locuiesc și mi-a zis să ies până afară. Și a venit împreună cu fetița ei și mi-a dus un buchet mare de flori. N-ai idee cât de plăcut m-am simțit în momentul acela și cât e de plăcut când te simți apreciat. Ce recenzii are cartea ta? Până ce nu am primit așa recenzii rele, oamenii sunt obișnuiți să nu prea accepte adevărul, știi? Cu toate că eu îl accept și eu sunt dispusă să cunosc ceea ce nu e în regulă cu mine și cu ceea ce fac, dar n-am primit recenzii rele, dimpotrivă, mai ales primele luni, să zic așa, după lansare, îmi scriau fete cât de mult le-a plăcut cartea mea și cât de mult s-au regăsit în acele versuri. Adică recenziile sunt bune. La evenimentul de lansare, cu siguranță, ai citit și versuri, da? Da. Ne citești și nou niște versuri? Da, cu mare drag. Da, te rugăm. Am să vă citesc două. Ele toate îmi sunt pe plac și toate îmi sunt dragi, dar am să vi le citesc pe cele care îmi sunt cele mai apropiate sufletului. Din câte observi la începutul cărții. Da, aceasta este prima poezie din această carte. Dați-mi fluturi înapoi. Mi-e trupul obosit și negru, aruginit într-un târziu. Nu mai e plin și nici integru, nici vioi plăpând orviu. Mi-a obosit adânc suflarea, e grea acum și rece. E mai adâncă decât marea, iar trupul mi se trece. Îmi zace inima de piatră atârnată de plămâni, e singură și uitată într-un gol tixit de spini. Dați-mi un mic gram de iubire, s-arunc urgia ce mă apasă, tot mai adânc către robirea loc unde sufletul mă lasă. Dați-mi un strop de fericire, să întorc speranța din noroi. Salvați-mă de osândire și dați-mi fluturi înapoi. Și următoarea? Următoarea poezie este Străinul meu. Străinul meu cu ochi ca marea, în astă seară eu te las. Mi-e prea nătângă așteptarea, azi te amintesc în ultim ceas. Iubirea mea ce cu ardoare zăcea tinzând spre trupul tău, solemn declar că astăzi moare, dur aruncată într-un hău. Nu voi purta în nostalgie ai tăi ochi de albastru închis, astăzi mă las de asta urgie, căci sufletul mi l-ai ucis. Și vocea ta ca od în harpă, ce-mi tot turna pe lacrimi dor, azi mi-a săpat pe inimă e scarpă, ca din iubiri să nu mai mor. Mulțumesc! Ce drăguț! Da. Iată. Și tu continui să scrii. Da, continui să scriu. Vreau să mă dezvolt în ce privește cuvântul ăsta a scrie. Cu prima poezie, Dați-mi fluturi înapoi, am participat anul trecut la un concurs internațional de creație literară artistică din România, la care am luat locul 2 la secțiunea junior poezie. Am participat anume cu această poezie pentru că ea are cumva un loc deosebit în sufletul meu. Cu a doua poezie am participat anul acesta la același concurs și am obținut trofeul Stele în devenire. Felicitări pentru aceste rezultate, chiar meriți și mult mai mult. Îți mulțumesc. Pentru că nu e atât de simplu să depui atâta muncă și suflet și dedicare în ceea ce ai făcut tu. Alte concursuri au mai fost sau aceste două? Eu n-am prea participat la multe concursuri. Deși ai avut ocazia. Deși, da, clar că am avut ocazia, pentru că ele sunt foarte multe. Dar din motivul ăsta că mă subapreciam foarte mult. Și nu aveam încredere în mine, chiar și anul trecut când am luat locul 2, aveam impresia că, uite, printr-un noroc, știi, nu mă gândeam că, uite, măi, dar eu am meritat locul ăsta, dar mă gândeam că, uite, dintr-un noroc sau nu știu de ce, eu am luat locul 2. Și am mai luat mențiune la un concurs din România. Aici, în Moldova, am participat doar la noi la universitate. Dar
Am luat doar mențiune. Așa, la concursurile deja din România, la care trei au fost în total, la unul am luat mențiune, la al doilea locul 2 și la al treilea anul acesta am luat trofeul Stele în devenire. Da, în creștere. Da, să fie cu Doamne ajută. Cristina, doar versuri sau și proză mai scrie? Uite, eu am încercat să scriu proză. Chiar și atunci, când eram în gimnaziu, este, de fapt, și acum, dar și atunci era o aplicație în vogă în care tinerii scriau acolo textele lor și le publicau și multe cărți de acum, care sunt populare, au început de acolo. Dar eu nu sunt atât de răbdătoare. Știi, să scrii proză e mult mai minuțios. E de o durată mai lungă, știi? Și eu nu am atâta răbdare. Am încercat și chiar recent am avut o tentativă de a scrie proză, dar cred că nu-i pentru mine asta. Totuși o să rămân la versuri. Poate pe parcurs, știi, când o să cresc. Pentru că acum, știi, înainte am zis că, uite, înainte când îmi creșteau aripi, dar și acum aripile îmi sunt mici. Adică nu sunt atât de mare încât să rezist acestui mare vârtej, știi? Și adică dacă, de fapt, cu siguranță o să cresc și poate dacă o să pot, o să scriu și proză. În ce momente scrie aceste versuri? Cum ele apar? Cum vine această inspirație? Inspirația vine cel mai des spontan. Cel mai des scriu nopțile când sunt singură, când este liniște. De fapt, se spune că noaptea oamenii sunt cei mai sinceri și de aceea mai sunt și singură și noaptea scriu cel mai des. Dar am unele momente în care aleator îmi vin anumite gânduri și eu, fiind întotdeauna la îndemână cu telefonul, notez în notițe gândurile, după care le desfășor mai târziu când am timp. Dar de obicei scriu atunci când am muza la mine, pentru că, știi, nu poți să scrii când nu simți ceva. Și atât, ar trebui să ai și timp liber pentru asta, ca să poți să-ți aduni gândurile. De aceea, întotdeauna, știi, mă gândeam la asta, cu toți scritorii ăștia mari, ca Pușkin sau Yesenin sau, mă rog, ei toți mergeau în pădure sau în locuri liniștite, ca să poată să și să treacă prin ei toată această atmosferă, să zic așa, dar și să stea în liniște asta ca să-și poată aduna gândurile. Dar în rutina asta zilnică e cam complicat. Și totuși, ultimele gânduri, ultimele notițe din zilele acestea? Este o poezie despre sat, despre satul natal. Ea va fi publicată în următorul volum de versuri. Dacă ne întoarcem la tine în sat, ai mai scris despre sat sau abia acum prima poezie apare? Nu, am mai scris despre sat. În cartea aceasta, În fluturi, în repaus, despre sat nu sunt poezii, dar în următorul volum vor apărea. Cum te apreciază oamenii din sat, profesorii de acolo, rudele? Dacă sincer, îmi aduc aminte când am publicat primele versuri în ziarul Cuvântul, a fost un șoc pentru oamenii din sat, pentru că ei nu știau că eu scriu și că încolo o Cracea Cristina, poezie despre mama, era acolo o poezie așa, care atingea, și despre bunei, așa, că le stau la poartă și își așteaptă nepoții și nu vine nimeni. M-am dus într-o seară la magazin, după ce a apărut acest ziar, și mă întâlneau doamnele pe drum și deci bravo ești, că ți-am citit poeziile în lacrimi și să mai scrii, și eram foarte mândră. Și o mai întâlneau și pe mama. Și adică îți dai seama că ea îi creșteau urechile așa, serios. Deci tu, scriind poezii, totuși ai continuat studiile în domeniul pedagogiei. Acum ești profesoară la Liceul Teoretic Gheorghe Asache din Chișinău, corect? Da. De limba și literatura română. Da. Deja am început un nou an școlar. Cum a fost prima zi?
primele lecții? Anul acesta abia am început să lucrez în acest domeniu, pentru că anul acesta am finalizat universitatea. Am impresia că scap peștele în apă. Îmi place tare, tare mult ce fac și vreau să mă dezvolt în acest domeniu. Vreau să fiu o profesoară bună, cu toate că, e clar, acum foarte multe lucruri nu le cunosc și pe alocuri mi este greu. Dar vreau să mă dezvolt, vreau să devin o profesoară bună, vreau să fiu tipul acela de profesoară la care elevii vin cu drag la lecție, știi? Nu tipul acela la care elevii vin cu frică, pentru că, știi, de asta depinde și modul în care ei învață obiectul meu, înțelegi? Și vreau să fiu o profesoară bună. Lucrez cu două clase de a 5-a și cu una de a 7-a la care sunt dirigintă. Sunt niște copii extraordinari. Cred că am început să îi îndrăgesc de la 1 septembrie. Și cum e să predai limba și literatura română? Cu toate că lucrez de o lună, mi-am dat seama că acesta este lucrul meu. Acesta este pentru mine ca apa pentru un pește, da? Mă regăsesc în ceea ce fac, plănuiesc să mă dezvolt în acest domeniu. Cum elevii învață limba română? Am în clasă o tânără domniță care scrie versuri și, apropo, scrie foarte bine. Eu am rămas plăcut surprinsă să îi citesc creațiile, să zic așa. Sper ca la anul următor, când o să înceapă concursul la care am participat și eu, să participe și ea cu versurile ei. Eu am să susțin foarte mult și o să mă strădui ca ea să participe și să se manifeste și ea din punctul ăsta de vedere. Sunt niște copii bravi, sunt niște copii care citesc. Elevii tăi știu că profesoara lor este și tânără poetă? Da, să știi că diriginta lor, fosta lor dirigintă a fost prima mea învățătoare. A fost un șoc pentru mine să o revăd, știi? Și ea m-a adăugat în grupul lor, ea un grup pe Viber și ei deja chiar din aceeași zi mi-au dat follow pe Instagram, m-au găsit pe toate rețelele posibile și acolo am poze cu cartea, cu, mă rog, nu m-au întrebat încă nimic direct despre asta, dar cu siguranță au observat acolo pentru că am destule informații despre asta. Și acum reușești să scrii și versuri? Acum îmi este cumva mai dificil pentru că nu prea dispun de mult timp liber, dar mă strădui pentru că, știi, asta vine cumva de la sine. Eu nu pot să plănuiesc, uite, de seară la ora 6 am să scriu o poezie sau... Îmi vine aleatoriu și când vine atunci scriu. Dar de ce ai rămas în Chișinău să lucrezi și n-ai venit la Rezina sau la tine în sat? Că și aici este necesitate de tineri specialiști. În Chișinău este o perspectivă mult mai înaltă de dezvoltare. Acolo n-am să pot să mă plictisesc, înțelegi? Aici am să fac doar lecții de română și o să plec acasă. Nu prea am unde să ies, nu prea am prieteni aici. Pentru că am mai spus de acest oraș, de satul meu, practic nu mă leagă nimic. Mama lucrează deja de mulți ani peste hotare, fratele la fel. Adică eu practic nu mai am nici rude în sat, aici în Rezina mai ales. Acolo îmi sunt toți prietenii, acolo deja m-am adaptat și îmi place. Uite, eu sunt tipul acela de om care căruia îi place orașul și îmi place Chișinăul și acolo, știi, sunt multe chestii cu care poți să te ocupi, cu care să-ți ocupi timpul și de aceea mi-am zis că mai bine ar fi să rămân în Chișinău. Și dacă mama și fratele tău sunt peste hotare, ai avut și tu vreodată vreun gând să pleci peste hotare la muncă? Da, am avut mai multe gânduri, dar odată ce pleci, nu mai ai nicio perspectivă de dezvoltare, înțelegi? Rămâi așa, adică fără nimic. Dar eu nu vreau să rămân cu nimic. Vreau să devin cineva. Acolo nu prea poți. Sau dacă poți, e foarte dificil, știi? Tot trebuie să ai niște studii aici măcar ca să poți face ceva acolo. Vreau aici să mă dezvolt, vreau aici să cresc, pentru că și Moldova are nevoie de oameni, cum au nevoie și alte țări. De aceea
Cu toate că am avut câteva gânduri, pentru că, mă rog, am analizat, știi, mai multe perspective de dezvoltare, să zic așa, și am zis că mai bine rămân aici. Revenim la poezie. Când planifici să lansezi a doua carte? Îmi doresc să o public la început de an, acum în anul următor. Cum am mai zis, o să fie cu mai puțină dragoste, dar am abordat la fel teme diverse. Am găsit deja și un titlu potrivit. Ne-au spus și nouă? Da, cred că dacă nu se va schimba nimic, va rămâne escarpă. Mai multe detalii încă e de vreme să dai despre următoarea carte. Nici eu nu prea știu multe lucruri ce și cum va fi, pentru că, uite, îți faci anumite planuri, dar nici nu știi cum se schimbă totul și poate să dureze și mai mult, pentru că, iată, în raport cu Fluturii Repaus, eu nu mă gândeam inițial să public atât de devreme. Adică ăsta a fost un gând așa care a apărut practic spontan, pentru că mă gândeam, știi, că uite, nu sunt destul de pregătită pentru asta. Dar mi-am zis că, uite, dacă nu încerci, niciodată nu devii pregătit. Eu mă gândeam că o să public pe la 30, când o să fiu mai citită, mai așa. Dar mi-am zis că dacă nu o să încep cu ceva greu, nu o să pot să mă dezvolt în domeniul ăsta. Și uite, pentru mine a fost o experiență foarte importantă, pentru că au fost multe chestii pe care eu n-am știut despre publicarea unei cărți, decât atunci când eu singură n-am trăit pe pielea mea aceste lucruri. Și uite, înainte de publicare, am apelat la mai mulți tineri cunoscuți care au publicat. Și uite, dintre cei care mi-au venit cu sfaturi, dintre cei care m-au încurajat, au fost străini. Cei care mi-au fost mie cumva, poate nu într-atât de aproape, dar să zicem de la aceeași universitate, da? Care știam eu că scrie și că avea mai multe cărți publicate, când am întrebat să știu, uite, ce și cum vine publicarea, pentru că eu nu știam. Inițial, uite, eu am trimis cartea mea, de fapt manuscris, la mai multe edituri. Una din bestsellerul a fost doar de la noi din Republica Moldova și mai multe din România. Una mi-a răspuns chiar a doua zi și deja îmi spunea să semnăm contractul, nu mi-a explicat care sunt etapele, ce și cum vine, pentru că eu eram confuză, știi, ca în ceață, pentru că eu clar că nu știam și apelând la o tânără de la noi, de la universitate, m-a lăsat cu sin deja după ce am interacționat cu o altă tânără care are o carte publicată la o editură din România, ea mi-a spus ce și cum vine, cum are loc toată procedura. Și iată așa, încetişor, încetişor, cu o duzină de emoții, am ajuns să-mi țin acest mic sufletel în palme. Dacă mai sunt tineri care scriu versuri și se regăsesc în povestea ta, ce sfaturi ai avea pentru ei? Cu siguranță sunt tineri care se regăsesc, pentru că dragostea este ceva extraordinar de prezent în viața noastră, extrem de prezent în viața noastră. Sunt multe tinere care mi-au citit cartea și le-aș sfătui să nu înceteze să iubească, pentru că iubirea este cea care ne dă aripi. Și chiar acei fluturi în stomac pe care noi îi simțim, știi, au ceva aparte, au ceva al lor. Le-aș sfătui să lupte pentru dragostea lor și să tindă spre fericirea lor, pentru că, într-un final, nimic nu se compară cu fericirea pe care ți-o oferă dragostea sau acei fluturi din stomac. Și, uite, am interacționat cu mai multe tinere care fie au publicat sau fie urmează să publice și îmi dau seama că sunt mulți tineri care scriu versuri anume, pentru că știi, proză scriu mai mulți, mult mai mulți scriu proză decât cei care scriu versuri, dar important e că sunt, știi, sunt și din ăștia cu versurile. Și mă bucură foarte mult lucrurile acestea. Pe lângă visul tău ca să editezi a doua carte și să dea Domnul să nu fie ultima, să continui, ce alte visuri mai ai? Ce scopuri? Ce mi-ai propus să faci? Uite, îmi doresc foarte mult să mă dezvolt pe plan profesional.
vreau să cresc în acest domeniu și vreau să devin un tip de profesoară exemplară. Îmi mai doresc să devin și o scriitoare bună, o scriitoare care va fi apreciată. Eu înțeleg că lucrul acesta nu este posibil acum, pentru că eu sunt abia la început și știi, ar fi fost mai simplu cumva dacă aș fi participat la cenacluri literare în care scriitori îți spun ce și cum să scrii, cum să modifici, te ghidează cumva. Eu am făcut totul singură, da, singură am publicat, singură mi-am corectat greșelile. Sau adică, în afară deja de ajutorul pe care mi l-au acordat prietenile mele. Și respectiv, așa este un pic mai complicat să crești așa. Dar eu îmi doresc foarte mult să devin o scriitoare bună și renumită. Dar tu, ca tânără poetă, de ce ajutor ai avea nevoie? Nu cred că am nevoie de un ajutor din exterior. Mai mult, probabil, asta ține de mine, de cum îmi aranjez eu gândurile, de emoțiile mele, de ceea ce trăiesc. Pentru că, știi, uite, fiecare vers vine de la ceea ce ești, de la ceea ce faci, de la ceea ce simți, vine de la momentul în care ieși la balcon și vezi o stea că cade și tu îți imaginezi acolo câteva versuri și le înșiri fuguța pe foaie. Sau când mergi pe drum și îți bate vântul în față și tu scrii, sau când te întâlnești pe drum cu cineva pe care l-ai iubit odată și te gândești sau îți vin în cap anumite lucruri și tu repede le notezi pe foaie. Deci asta vine anume din interior și adică nici de cum n-ar putea cineva din exterior să-mi ofere un ajutor pentru asta. Care sunt poeții tăi preferați? Cel mai drag îmi este Eminescu. Cred că el, de fapt, să știi că când am început eu să citesc, nu prea am citit versuri. Citeam mai mult proză și am început să mă fund în opera lui Eminescu la universitate. Și mi-am dat seama că așa cum un bărbat scrie despre dragoste, nu va scrie nimeni. Uite, eu sunt de părere că cei mai buni poeți sunt bărbații. Pentru că eu, de exemplu, n-am să pot să scriu despre un bărbat atât de frumos cum ar putea să scrie un bărbat despre o femeie, știi? Îmi mai place și Vieru. Pentru că, știi, el în câteva cuvinte ar putea atât de multe să transmită. Îmi place și Ana Blandiana, îmi place și Nichita Stănescu, Dabija. Adică sunt mulți scriitori pe care îi citesc. În ultimul timp, de fapt, poate cu un an în urmă, am descoperit-o pe Laura Rucan, care, știi, întâmplător am dat de o carte de ei la o librărie din Chișinău și citindu-i versurile mi-am dat seama că scrie foarte bine și am îndrăgit-o chiar de la primele versuri. Cristina, ne apropiem de sfârșitul întâlnirii noastre, iar întrebarea tradițională este: ce înseamnă pentru tine cuvântul acasă? Pentru mine acasă are așa o însemnătate mai diversă. Acasă este însăși casa unde ai crescut, unde sunt în principiu cele mai apropiate amintiri a sufletului, știi? Acasă pentru mine este și locul unde este mama. Acasă împreună cu mama poate fi oriunde, știi? Acasă pentru mine mai sunt și brațele omului pe care îl iubesc. Și acel caiet cu poezii tot e acasă? Din nefericire, mi-aș fi dorit să fie acasă, pentru că știu că au fost niște poezii bune. Au fost multe poezii patriotice și mi-aș fi dorit să fie. Dar uite, el s-a pierdut. S-a pierdut așa cu timpul. Din el doar câteva poezii s-au păstrat care au fost publicate în ziarul Cuvântul. Unele dintre ele sunt publicate și în această carte, foarte puține. Am vrut să le păstrez, știi, pentru că pe bucățile alea de hârtie nu știu cât ar putea să reziste timpului, știi? Dar în această carte cu siguranță
vor rezista. La dialoguri de acasă am discutat astăzi cu tânăra poetă Cristina Cracea din satul Mincenii de Jos. Îți mulțumesc foarte mult și mi-a făcut o plăcere să discut cu tine în cadrul acestei întâlniri. Și mie și vă mulțumesc pentru invitație. Mult succes în continuare și ne anunți când lansezi următoarea carte. Mulțumesc! Neapărat așteptăm invitația ta la evenimentul de lansare. Da. Încercăm să fim prezenți dacă prima lansare cumva am scăpat în noi. Bine, deci te prind la cuvânt. Data viitoare vei fi obligat să fii prezent. La dialoguri de acasă urmează să discutăm și cu alții oameni din Rezina. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Ne puteți susține cu like-uri, comentarii și distribuiri pe rețele de socializare.